Ce s-a mai întâmplat pe Wall Street? Ne aflăm pe 30 octombrie, luni seară, cu două zile înainte de marea decizie a Federal Reserve-ului de miercuri, când se vor hotărâ dobânzile și mai ales viitorul politicii monetare. Suntem în plin sezon de rezultate, o mare parte dintre companii deja au dat rezultate, băncile și o parte din Big Tech și rezultatele sunt, cum spun analiștii, amestecate. Toate companiile mari au dat rezultate mai bune, dar cu anumite nuanțe. Dacă Amazon a dat rezultate foarte bune și a și crescut 5% și continuă și să crească, dacă Netflix a dat rezultate foarte bune, dar mai ales prin faptul că a reușit să încaseze mai mulți bani în abonamente până la noului sistem de criptare al, al parolei și al modului în care se face intrarea pe Netflix, iar a crescut 13%, avem de așteptat Apple, Facebook s-a refăcut. Deși a dat rezultate excepționale Facebook, s-a dus întâi în jos, aproape 10%, pentru că abia azi să fie un pic mai sus decât înainte de rezultate. Problema care se pune, inclusiv Microsoft, apropo, care a dat rezultate excelente și a crescut în prima zi, vineri deja era pe minus, acum a trecut din nou pe plus. Care e problema? De ce o companie super sigură, Tim McDonald's, dă niște rezultate extraordinare și nu crește spectaculos ca pe vremuri? De ce HSBC, bancă, una din cele mai mari bănci din lume, după activele pe care le are în gestiune, face un profit cu 245% mai mare decât anul trecut și nu crește, scade azi în bursă? De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că există o frică deja cronică, de politică monetară, respectiv de continuarea creșterii de dobânzi din partea Federal Reserve. Și pentru asta, indicii americani au trecut la un moment dat chiar în teritoriul de corecție. Ne aflăm cu NASDAQ, cu corecție cu SP, un corecție, nu mai vorbim de Russell, care este deja cu 20% mai puțin decât acum două luni. Toate lucrurile astea se întâmplă, deși rezultatele sunt bune, pentru că, dacă ne gândim, dobânzile pe termen lung, dacă stau sus, sunt mai periculoase decât o dobândă de 7%, după care urmează tăierile de dobânzi. Deci știți foarte bine că pe Wall Street lumea vrea să audă știri bune. Sau dacă nu aude știri bune și aude știri rele, vrea să știe că viitorul e bun. Iar ideea asta că s-ar putea doi ani de zile Federal Reserve să țină dobânzile așa de sus, deși ar fi o prostie dacă mă întrebați pe mine, îi sperie pe mulți. De aceea, reuniunea Fedului de Miercuri este esențială. O să-mi spuneți bine, dar toată lumea știe că nici nu va ridica dobânzile, nici nu le va tăia, da. Dar ce va scrie? Ce va scrie în statement și cum va răspunde domnul Powell întrebărilor. Pot să vă spun că după ședința de miercuri, pe care, apropo, o veți putea vedea în direct împreună cu mine, comentată, gratis, linkul găsiți exact la acest video, e postat și cine dorește poate să vină, începe ședința Fedului miercuri, 1 noiembrie, la ora 8 ora României. Nu uitați, de obicei era la ora 9, ora României, dar întrucât americanii în perioada asta încă n-au dat ora înapoi, dar noi europeni am dat-o, s-a decalat și respectiv s-a devansat. Ședința Fed începe la ora 8, ora României. Atunci aflăm despre dobânzi și abia la 9 seara începe conferința de presă. Evident și bursa americană, nu uitați că se termină la ora 10, ora României, timp de două săptămâni și nu la ora 11, cum erați obișnuiți și începe evident încă o oră mai devreme. Bun, toată lumea așteaptă să ne spună domnul Paul ce și cum. Cât va ține dobânzile sus? Dacă mai sperie din nou piața? Eu pot să vă spun că dacă ultima oară, tot la o transmisie în directă, cred că au fost peste 280 de oameni care au asistat atunci la live-ul cu ședința Fed, v-am spus din momentul ăsta pică, s-ar putea de data asta, evident totul depinde de ce spune domnul Paul, că nu e că dau eu cu presupusul acum, aștept să vorbească domnul Paul, să răspundă întrebărilor ziariștilor și după aceea vă spun părerea, comentăm împreună, puneți întrebări și așa mai departe, Nu ai că, vedeți, totul depinde de ce răspunde și ce spune domnul Paul. Dar eu am o vagă presimțire că o să vă spun, e momentul chiar să cumpărați. Dacă domnul Paul folosește celebrul cuvânt acomodativ, că va avea grijă și ne spune și că s-a mai calmat un pic inflația, ca să nu mai vorbim dacă vineri șomajul iese prost, o să-mi spuneți, da, economia ca să meargă bine, șomajul trebuie să fie jos. În vremuri bune, șomajul jos, mic, ducea piața în sus. Acum avem un șomaj prost pentru că așa știm că inflația scade și deci dobânzile vor fi cel puțin la nivelul ăsta dacă nu tăiate. În maxim un an. Și atunci piața e euforică și începe să cumpere. Deci un șomaj bun, mai bun decât așteptările, nu e deloc binevenit pentru investitori, pentru că investitorii au o singură problemă, dobânzile. Și asta de ce se întâmplă? Pentru că am transformat această bursă și îngeal piețele financiare într-un joc cu într-un fum. Am creat produse derivate. Totul se poate face ori 10. Există CFD-uri, ori 20, ori 200. Sunt unii care se joacă forex punând doar 1% din bani sau chiar 0,5% din bani. Toate astea, cum zicea Buffett, sunt produsele derivate care reprezintă pentru un investitor nonovice mijloace de distrugere masă, de distrugere a economiilor. Pentru că foarte puțin, dacă vedeți când vă faceți un cod la Saxo Bank, la CMC, vă vin mesaje, 77-82% din cei care joacă CFD-uri în marjă cu leverage pierd. E, problema e că și piața reală E măcar unul la doi Problema e că toată lumea A învățat să joace cu banii împrumutați Iar banii ăștia Împrumutați sunt banii tipăriți În pandemie Fără niciun fel de acoperire Care să plimbă dintr-o mână în alta Și încearcă să producă bani e, Nu știm cât timp Lucrurile astea vor mai funcționa Dar cert e Că dacă miercuri domnul Paul dă o speranță că nu va mai ridica dobânzile și chiar dă vreun semnal cumva că ar putea să le taie anul viitor, nu contează când, și dacă spune că le taie anul viitor la Crăciun, vreau să spun piața tot în sus să duce. Și dacă și șomajul e bun, ca să nu mai vorbim că joi avem rezultatele lui Apple, care e cea mai mare companie din lume și evident vor conta și vor trage piața în sus sau în jos în funcție de cum e acțiunea Apple, care a făcut deja o corecție impresionantă din 190 și cât era la celelalte rezultate până la 165 cât era vineri. Mai că Apple e o firmă care face profit, profit mereu, al cărui profit crește și, cum spunea tot Buffett, care deține aproape 20% din Apple este tiparnița de bani Apple are cel mai mult cash Apple reușește să vândă Deși dacă o luăm la bani mărunți Ce a inventat Apple De când a murit Steve Jobs Aproape nimic Căștile Căresc și ceasul și toate celelalte Au fost ideile lui Jobs Tim Cook doar le-a pus în practică Dar uneori pus în practică Tăiatul de locuri de muncă gestionarea cheltuielilor, Jobs cheltuia în dreapta și în stânga pentru că vrea faimă, nu vrea să câștige acționarul enorm, chiar dacă el era acționar. În momentul ăsta e e o multinațională care își conservă cash N-a făcut nici cumpărături spectaculoase ca Microsoft care s-a băgat și a cumpărat în dreapta și în stânga și s-ar putea la un moment dat să-și dispară din peisaj. E adevărat, e lider, are cea mai mare cotă de piață, telefoane, e un mod de viață Apple. Da, trebuie să așteptăm să vedem. Mă îndoiesc că după rezultate Apple ar putea pica ceva spectaculos. Poate 3, 4, 5 dolari. Dar în niciun caz vreo cădere spectaculoasă. Pe de altă parte, băncile sunt cele mai afectate. Am mai părut și știrea că Jamie Diamond își vinde acțiuni la JP Morgan, luți că le vinde, vede și el că au crescut la stele, că de la începutul anului erau cu 50% mai mult și vinde. Nu le vinde pe toate, iar Jamie Diamond a spus de mult că JP Morgan e supraevaluată. Când a spus asta Jamie Diamond, nimeni n-a vândut acțiunile de JP Morgan. Acum, după rezultate excepționale, a crescut o zi, două, și a venit Jamie Diamond și a spus că vinde acțiuni și s-au apucat și alții să vândă. Aici sunt gamblerii. Deci de foarte multe ori nu vă luați după ce face piața o zi, două, trei. Totul merge pe știri, pe bârfe. Nu vă spuneau toți să cumpărați petrol că pentru că a început războiul Hamas cu izraelienii și petrolul s-a dus în 89, unde e petrolul acolo, la 82. E mai mic decât înainte de 6 octombrie când Hamasul a declanșat conflictul cu Israelul. Pentru că la bani mărunți, petrolul scade din cu totul alte motive. Cererea e din ce în ce mai mică. China crește economii mult mai puțin și în automat nu mai are nevoie de petrol. Iar când are nevoie de petrol, îl ia din Rusia, care nu poate să-l exporte în altă parte decât la chinezi, și cu un discount mult mai mare decât prețul pieții. Pentru că altfel nu-l ia și Putin are cui să-l vândă. Deci, E bine ca pe acest canal să nu vă așteptați să primiți faturi de tipul după ședința FED, bursa se duce la stele și crește până acolo. Nu. Noi încercăm să analizăm pe termen lung ce influență au deciziile de politică monetară, rezultatele companiilor, până una alta. Când GDP-ul american crește cu aproape 5% de la un trimestru la altul, nu putem să ne așteptăm să prăbușească bursa. Chiar dacă ar avea o corecție de 10% începând de mâine. Dar n-are cum să prăbușească în acest moment. E adevărat că profiturile astea mari sperie investitorii. Dar asta au vândut și la HSBC azi. Dacă a făcut profit mai mare cu 245% la 100, înseamnă că șansa acestei acțiuni de a mai crește de acum încolo, deci de a face la anul un profit mai mare cu 200% decât azi e zero, drept urmare hai să o vindem. Și are o logică. Dar asta nu înseamnă că vom avea pierdere ale companiilor. Companiile le dau toate rezultate mai bune decât așteptările unul la mână și mult, mult mai bune decât anul trecut. Iar în perioada asta, dobânzile sunt aproape duble față de anul trecut. De câte ori a ridicat Fed-ul dobânzile. Deci, vă rog, veniți, asistați la ședința Fed, acolo vom discuta multe lucruri, puneți ce întrebări vreți, evident legate de economie, nu de alte minuni, și după aceea mai așteptați o zi, două, nu luați poziții imediat, până veți înțelege de la mine, de la alții ce viitor are economia mondială, ținând cont că lucrurile nu stau pe roze, din punct de vedere al inflației și al dobânzilor, dar nici nu suntem în vreo criză imensă sau într-o situație de tip 2008. Da, suntem într-un moment cu o inflație foarte mare, dar am mai fost și în 1982 și de acolo am mers cu bursa până în 87 numai în sus. Și v-am spus, când dobânzile vor începe să scadă, bursa va merge în sus. Nu uitați, dați share, dați subscribe. Pentru cei care nu au timp să se uite și n-au răbdare să se uite 15 minute pe YouTube, nu uitați că există Feed your Grid oficial, așa se numește canalul meu, și pe TikTok și pe Instagram. Deci, ori Feed your Grid pe YouTube, ori Feed your Grid oficial pe Instagram por TikTok.